Încă o scumpire pentru locuitorii capitalei. De lunea viitoare, aceștia vor achita mai mult pentru colectarea, transportarea și depozitarea deșeurilor. Suma aproape că se dublează, fiind vorba de 17,5 lei pentru fiecare persoană care este înregistrată în apartament, și mai mult vor plăti cei care locuiesc la sol. Decizia adoptată de consilierii municipali și aprobată de Ion Ciban i-a indignat pe unii chișinăuieni, care spun că și așa viața în capitală a devenit foarte scumpă. Oamenii au pretenții și la calitatea evacuării deșeurilor. După votul de ieri de la ședința Consiliului Municipal Chișinău, tarifele pentru colectarea, transportarea și depozitarea deșeurilor în capitală vor fi următoarele. Pentru o persoană fizică locatară la bloc, 17,5 lei față de 9 lei și 25 de bani cât era până acum. Iar pentru o persoană fizică ce locuiește în casă particulară la sol, tariful va fi de 35 de lei față de 18,50 de bani cât era până acum. În ultima vreme, toate prețurile cresc, dar salariile rămân schimbate, cred chișinăuienii deranjați de noul tarif majorat. Și podnyatie tarifov eto последнее время печально для нас всех. Поднялись цены на абсолютно всё, на услуги, на продукты питания, а при этом зарплаты остались прежними. Я думаю, любое поднятие тарифов это бьёт по карману всех граждан. Toate scumpirile ne afectează. Așa e viața, așa cum salariile și pensiile nu prea tare se măresc, dar comparativ prețurile toate cresc. Parcă e logic tarifele se scumpesc, dar oamenii nu se poate să facă față la toate scumpirile care sunt în prezent. Din păcate, oamenii rămân cam nesustenuți. Nu-i prea după buzunarul pensionarilor. Dar vă afectează direct această scumpire sau nu? Da, cum să nu afectează? Orice capetă e scump pentru noi. Scumpirea are loc prea repede, crede și acest bărbat. Noi trăim în Moldova, așa că leafurile noastre cam scump, că lumea la noi nu are potențial de a plăti atât de mult și scumpirile trebuie să fie gradate, adică cum spune, pas cu pas, adică că lumea să nu simte așa rău. Mai mult, unii locuitori ai capitalei consideră că și calitatea lucrului făcut de cei de la autosalubritate lasă de dorit și nu se ridică la așteptări, dar și la prețul cerut. Вывоз мусора, как он редко происходит вообще, и еще это дороже будет, думаю, это никому не интересно. Potrivit reprezentanților regiei autosalubritate, ajustarea tarifelor a fost cauzată de mai mulți factori, printre care scumpirea combustibililor, ceea ce duce la majorarea prețului de transportare a deșeurilor de la stația de transfer la poligonul din Țânțăreni, plăți suplimentare privind poluarea mediului, dar și salariile mai mari pentru angajați. Apreciezi munca noastră? Susține-ne cu o donație. Scanează QR code.